ciupit ușor acolo Mureșan cu piciorul stâng pe Pablo Grandan. Balaș vine să vadă ce se întâmplă cu mijlocașul argentinian în al Stelei. Probabil n-a văzut foarte bine duelul dintre Mureșan și Grandan. Nevoie de intervenția echipei medicale a roșalbaștrilor. Va continua foarte probabil Grandan fără prea multe probleme. Suntem în minutul 22, Steaua CFR Cluj 0-1 cu gol marcat de Pantelis Capetanos în minutul 15.